Ieri a fost sărbătorită Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor, o ocazie importantă pentru informarea cetățenilor în privința cunoașterii și protejării drepturilor în calitate de consumator. Tema abordată la anul acesta este rezistența la antibiotice. Momentul nașterii mișcării mondiale privind protecția consumatorilor a fost 15 martie 1962, când John Kennedy, președintele Statelor Unite ale Americii, a rostit în Congres un mesaj legat de drepturile consumatorilor. Anual, cu această ocazie, este aleasă o temă particulară de discuție, în jurul căreia se organizează activități caracteristice. În 2016 se atrage atenția asupra folosirii antibioticelor în industria alimentară, fapt ce provoacă la antibiotice din ce în ce mai răspândită în întreaga lume. Potrivit Mediafax, rezistența la antibiotice este una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății globale cu care ne confruntăm astăzi. Aproximativ jumătate dintre antibioticele produse la nivel mondial sunt folosite în agricultură, iar mare parte dintre acestea sunt folosite pentru a face animalele să crească mai repede și pentru a preveni mai degrabă decât pentru a trata boala. Împreună cu abordarea supra-consumului de antibiotice, în medicina umană, promovarea dezvoltării de noi medicamente și schimbări în practicile agricole sunt urgent necesare. De Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorului, organizațiile mondiale fac apel către marile lanțuri de restaurante fast-food să oprească folosirea de carne de la animale care au primit antibiotice folosite în medicina umană din moment ce sunt situate într-o poziție puternică pentru a stabili standardul pentru industria lor la nivel global.